Capitolul 14 din Exod prezintă un mod extrem de interesant. Aproape pentru prima dată îl descoperim pe Dumnezeu că ia o decizie puțin diferită de ceea ce Moise se aștepta, făcând poporul să se întoarcă. Și în același timp îl observăm în mod paralel și pe faraon, că se întoarce de la decizia pe care o luase în prealabil. Motivul pentru care Dumnezeu își întoarce cursul cu privire la poporul Israel, neținând drumul drept spre Canaan, așa cum se așteptau evreii și așa cum Moise se aștepta, are rezonanță, dar dintr-o altă motivație, cu decizia lui faraon de a reveni la decretul de eliberare a evreilor. Putem spune că pentru evrei este foarte adevărat ceea ce spunea Nelson Mandela. Drumul lung spre libertate este dificil și aproape întotdeauna confuz. Israeliții credeau că terminaseră cu vrăjmașii lor. Totuși, egiptenii s-au strâns și în scurt timp îi vom vedea pornind în urmărirea robilor eliberați. Se părea că israeliții vor ajunge într-o capcană. În față va fi Marea Roșie, în spatele lor faraon, carele de război, căpeteniile și soldații. Iar poporul a trebuit să învețe că nu există greutate prea mare pentru Domnul. Cu cât încercarea este mai grea, cu atât mai mult Dumnezeu are posibilitatea să-și arate puterea minunată. Uneori chiar Dumnezeu îngăduie ca situațiile să fie din ce în ce mai dificile pentru copiii săi, pentru ca să-și arate măreția. Se pare însă că faraon și Egiptul uitaseră cine a fost cel care a scos pe evrei din mâinile lor. Ei au uitat că nu au de-a face cu unul dintre zeii lor, ci cu Iahve, Dumnezeul cel viu. Acum vor avea parte de un alt eveniment care le va arăta cine este adevăratul Dumnezeu și care într-adevăr va răspunde, însă prea târziu și în mod fatal, la întrebarea pe care faraon a pus-o pentru prima dată: cine este Domnul? Nu ne este greu să ne imaginăm ce era în sufletul lui faraon. El mai întâi a trebuit să se recunoască învins pe toate laturile, în toate domeniile. Dumnezeu l-a învins. Cu toate încercările pe care faraon le-a avut să oprească plecarea evreilor, în cele din urmă Dumnezeu l-a scos pe poporul său de acolo. Însă odată cu amăreciunea din sufletul faraonului, s-a născut și ura împotriva lor. Ura întotdeauna orbește rațiunea și întotdeauna ura duce la cele mai multe dezastre. Versetul 1 ne-l prezintă pe Dumnezeu care a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă, să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Zefon. În dreptul locului acestuia, să tăbăriți lângă mare. Israeliții își încheiaseră călătoria de 3 zile și se găseau la Etam, unde trebuia să fie făcut pasul decisiv. Aici trebuia să ia hotărâri profunde. Dacă vor sărbători și se vor întoarce, așa cum au spus, sau dacă vor merge mai departe în deșert, în vederea unei plecări definitive din Egipt. Se aflau deja la granițele deșertului. Un scurt marș i-ar fi așezat dincolo de urmărirea egiptenilor, deoarece intrând în pustie,
Carele Egiptului ar fi putut să fie îngrădite în nisipul uscat și se afundau acolo. Însă, la Etam, în loc să-și continuă călătoria spre răsărit, având marea la dreapta lor, li s-a poruncit brusc să se abată spre sud. Un traseu care nu numai că i-a reținut în limitele Egiptului, dar ei s-au întors, de fapt, cu spatele la Canaan. Acolo unde se îndreptaseră să obțină făgăduința, să intre în posesia făgăduinței, mai bine zis. Mișcarea aceasta neașteptată, a cărui plan suprem a fost ascuns cu grijă, nu a putut decât să strânească uimirea tuturor. Posibil ca și Moise să fie surprins. Deși în credința lui, Moise se baza pe înțelepciunea și puterea călăuzitoare a celui care este ceresc conducătorul. Și Moise nu face comentarii publice, ci ascultă, așa cum învățase în ultima vreme. Scopul lui Dumnezeu era să-l ademenească pe faraon să-i urmărească, pentru că efectul moral pe care judecățile asupra Egiptului l-au produs în eliberarea poporului lui Dumnezeu din robie, să poată fi extins și mai mult asupra națiunilor din jur, prin evenimentele încruțitoare pe care Dumnezeu le pregătea la Marea Roșie. Evreii trebuiau să apuce calea într-o direcție care în curând avea să plaseze Marea Roșie între ei și destinația lor, adică Canaanul. Pi-Hahirot ăsta nu este cunoscut în alte surse arheologice. Poate fi însă tradus ca fiind gura săpăturilor și probabil că se referă la o rețea de canale pe care egiptenii o foloseau în mod frecvent pentru a păstra apă din revărsarea Nilului. Migdol înseamnă cetate sau fortăreață. Aceasta se referă la un număr de localități de-a lungul frontierei estice a Egiptului. Probabil că migdolurile nu erau orașe diferite, ci erau puncte întărite care făceau parte din sistemul de fortificații ale frontierei. Baal-Zephon este iarăși un loc necunoscut. Deși acest nume, Baal-Zephon, este cunoscut ca fiind dat unei zeițe cananite. El înseamnă literal Baal sau Domnul Nordului, un zeu amintit pe monumentele egiptene ca inscripțiile cananite. Locul amintit aici ar putea să fie primit după numele acestui zeu, al lui Baal, care avea un altar, un sanctuar și în locul acesta erau peregrinări ale popoarelor din pustie care veneau să-i se închine lui Baal în locul acesta. Este foarte importantă această descriere geografică, deoarece confirmă faptul că Moise este autorul Exodului. Pentru că numai cineva cu pregătirea lui Moise putea să cunoască geografia Egiptului, sigur, în desele escapade pe care Moise le-a avut cu armata egipteană atunci când era fiul fiicei lui Faraon. Niciun scriitor de mai târziu nu ar fi putut să riște să dea asemenea mănunte locale. Iată-i pe evrei că au ajuns la marginea pustiei și încă o etapă sau două i-ar fi adus la Horeb, locul pe care Dumnezeu îl stabilise să se întâlnească cu ei pentru a primi sărbătoarea închinării. În loc să meargă înainte, li se ordonă să se întoarcă și să mărșăluiască spre Marea Roșie. Versetul 3 ne arată explicația pe care Dumnezeu i-o face cunoscut acum lui Moise. Faraon va zice despre copiii lui Israel. S-au rătăcit prin țară, îi închide pustia
Iehova îi spune lui Moise ceea ce faraon gândește și ceea ce va vorbi consilierilor săi. Crezând faraon că Israelul este amețit și confuz, este rătăcit și nu are nicio șansă să iasă din pustiu. Însă, exact acest lucru a vrut Dumnezeu ca faraon să creadă. Dumnezeu i-a spus lui Moise să conducă pe Israel într-un mod care părea confuz, un mod care nu are nicio țintă. Dumnezeu le-a spus lui Moise și lui faraon să facă ceva care să creeze confuzie pentru faraon. Pentru că în felul acesta, Dumnezeu îl va atrage și va câștiga onoare asupra faraonului. Însă ei nu au fost confuzi pentru că erau conduși de Dumnezeu însuși. Evreii erau dirijați în mod divin, așa că nu erau fără țintă. Însă, făcând o paranteză, lucrul acesta se întâmplă și astăzi în lumea creștină. Atunci când un om dorește să-și schimbe viața, să se întoarcă la Dumnezeu, să devină copilul lui Dumnezeu, cei din jurul lui zic că au nebunit. Celor din jur li se pare că și-au pierdut mintea, că sunt confuzi, că sunt într-o rătăcire. Încearcă să-l trateze, încearcă să-l salveze. Însă este foarte adevărat că cel mai bine orientat este tocmai omul acesta care își schimbă stilul de viață și se întoarce la Dumnezeu. Dacă este cineva care trebuie tratat, dacă e cineva care trebuie să fie ajutat și salvat, nu este omul care se întoarce la Dumnezeu, ci sunt cei care rămân mai departe, departe de Domnul. Aceia au nevoie de ajutor. În același fel, nu evreii aveau nevoie să fie călăuziți, pentru că erau conduși de Dumnezeu. Faraon era cel care gândea în mod confuz, interpretând călăuzirea lui Dumnezeu ca fiind o rătăcire. Ce trist! Faraonul zice, pustia i-a închis, i-a blocat. Și este posibil că faraon le urmărește cu nerăbdare mișcările. Iar acum este foarte satisfăcut că ei au întârziat și în loc să se îndepărteze de Egipt, s-au apropiat mai mult ca să poată intra în mâinile lui. Îi credea acum în întregime, în capcana lui, lanțul munților fiind de o parte, marea pe cealaltă parte, pustia în fața lor, iar el va veni din spate și nu va avea mare dificultate să-i aducă înapoi pe evrei în robia din care fuseseră eliberați. Moise arată o ascultare deplină. Deși Dumnezeu nu i-a dat nicio explicație cu detalii. Însă, vă ascunde totuși Dumnezeu de Moise ceea ce face? Se pare că Dumnezeu nu. Este hotărât să-l facă pe Moise să știe ce are de gând. Și ce are de gând Dumnezeu este să-i spună mai întâi planul lui faraon. Faraon are planul de distrugere a Ierusalimului. Dar și Dumnezeu are un plan. Și planul lui Dumnezeu este ca să-l distrugă pe faraon. Cei care își fac planul să distrugă biserica lui Dumnezeu vor fi distruși. Cei care își fac planul să distrugă, să înrăutățească viața celor care sunt copiii lui Dumnezeu, ei vor fi distruși. Pentru că Dumnezeu este apărătorul și răzbunătorul lor. Întotdeauna s-a întâmplat așa. Eu voi împietri inima lui faraon, spune Domnul. Faraonii va urmări pe evrei, dar faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa.
Iarăși întâlnim expresia a voi împietri inima lui Faraon. Cunoaștem ce înseamnă. Și nici aici nu este vorba despre acțiunea lui Dumnezeu de a-l manipula pe Faraon. Dumnezeu nu face acest lucru. Însă Dumnezeu l-a lăsat doar în voia minții lui. Dumnezeu l-a lăsat pe Faraon să decidă conform simțămintelor sale. Acest lucru, dacă îl vom înțelege, ne conduce la un alt concept despre Dumnezeu. Este vorba despre respectul pe care Dumnezeu îl are cu privire la liberul arbitru. Este vorba despre consecință în cazul păcatului. Despre legea aceasta a naturii. Ce semeni aceea vei secera. De multe ori, Dumnezeu ne lasă doar în voia minții noastre. Și Dumnezeu ne lasă și în voia inimii noastre. Ceea ce este suficient ca să ne dovedim cât de greșiți suntem. Psalmul 81, cu versetul 11, spune: poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor, inimii lor, și ei au urmat sfaturile lor. Ce-a urmat? A urmat dezastrul. De data aceasta, Dumnezeu îl lasă, nu mai împiedică pe Faraon să își urmărească planurile inimii și gândurile minții. Acum, Faraon nu mai pornea într-o campanie de însoțire a evreilor către locul lor de a le aduce jertfe. Faraon pornea într-o campanie de vânătoare împotriva evreilor. Dar Dumnezeu tocmai situația aceasta a aranjat-o. Pentru ca Egiptul și națiunile înconjurătoare să poată învăța ceva mai mult cu privire la aspectul numelui său, Iahve. Dumnezeu ne lasă uneori în voia pornirilor noastre. Atunci când refuzăm să-L ascultăm, El nu intervine în forță. Nu ne blochează. Dumnezeu nu abuzează de puterea pe care o are. El ne respectă personalitatea. El ne respectă alegerile. În acele momente, Dumnezeu ne lasă în voia inimii și a gândurilor noastre. Nu este așa că ne-am fi gândit și am fi vrut ca Dumnezeu să-l oprească pe Adam, să mănânce din pomul oprit. Putea să o facă. Și un înger ar fi putut. Dar acolo nu mai era ascultarea din iubire. Și noi am fi dorit de multe ori ca Dumnezeu să ne blocheze ușa, să nu putem ieși. Am fi dorit să ne pune piedici, să ne blocheze cumva, ca să nu mai ajungem să împlinim decizia aceea greșită pe care am luat-o. Dar Dumnezeu ne respectă alegerile. Ne respectă voința liberă. Și ce se întâmplă în astfel de situații? Tot ceea ce privim în jurul nostru, tot ce se petrece în societatea noastră, creează un tablou. Un tablou al respectării pe care Dumnezeu o dă minților oamenilor, inimilor lor. Și dacă este ceva ceea ce se întâmplă în jur, dar se întâmplă și în viața noastră, de multe ori găsim aici răspunsul, în Romani, la capitolul 1, de la versetul 25 la 23. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Au ajuns să-și necinstească singur trupurile. Au ajuns și au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu. Au slujit și s-au închinat făpturii, locul făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia lor, în voia unor patimi scârboase. Și tot ceea ce urmează în descrierea aceasta, vedem cu claritate în jurul nostru, în societatea aceasta noastră. Este
o descriere a unei situații actuale, ba chiar detaliate. Nu este nevoie ca Dumnezeu să intervină în a pedepsi pe oamenii aceștia. Pentru că păcatul are în sine o travă, durerea, păcatul și boala. Sunt împreună. Este suficient doar ca Dumnezeu să se retragă din viața noastră. Și aceasta este cea mai mare pedeapsă posibilă. Pentru că atunci când Dumnezeu nu mai dă ajutorul, păcatul stăpânește cu ferocitate și distruge tot ceea ce găsește în cale. Faraon și toate oastea lui vor face să se arate slava mea, spune Dumnezeu. Egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Este o chestiune de perspectivă pe care Dumnezeu o are în vedere. Egiptenii să cunoască mai bine, să cunoască mai amănunțit că El este Domnul. Lucrul acesta ar fi important și pentru noi. Pentru că dacă nu înțelegem din ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, dacă nu este de ajuns tot ceea ce am văzut că se întâmplă în viața noastră prin deciziile greșite fără Dumnezeu, atunci suntem condamnați să le repetăm. Și este important lucrul acesta, pentru că fiecare om este parte din problema aceasta a lumii. Sau poate să facă parte din soluție, intervenția lui Dumnezeu. Dacă am fi fost printre izraeliții care părăseau Egiptul după anii de sclavie, probabil că l-am fi văzut pe faraon ca parte a problemei, așa cum el a și fost. Cu toate acestea, Dumnezeu a văzut ceva mai mult. Domnul i-a spus lui Moise să ducă poporul înapoi spre Egipt, să stea cu spatele la Marea Roșie, pentru ca faraon să-i atace. Israeliții, când au auzit lucrul acesta, au crezut că vor muri. Întrebarea lor era firească. Ce rost a fost ieșirea din Egipt ca să murim în pustie? Dar Dumnezeu a spus că El va câștiga, nu moartea lor, și nici măcar nu se bucură de moartea egiptenilor, ci Dumnezeu va câștiga gloria și cinstea pentru sine. Prin faraon, prin cel care amenință cu toată armata lui, iar egiptenii vor ști că El este Iahve. Din păcate, cunoașterea egiptenilor nu i-ar salva de osânda veșnică. În același fel, cum cunoașterea despre Iisus nu i-va salva astăzi pe mulți care vor veni la Iisus în ziua judecății. Și aceștia vor spune că pretind că îl cunosc pe Iisus, că sunt ai Lui, că sunt botezați, că îl slujesc, că prorocesc, că predică. Iar Iisus le va spune, nu vă cunosc. Practica obișnuită afară de legii este o dovadă clară că ei nu l-au cunoscut niciodată cu adevărat. Și aș vrea să mă opresc puțin aici, pentru că este vorba și de noi. Atunci când spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci când ne place să spunem că avem experiențe cu Dumnezeu, este important să vedem dacă viața noastră mai are plăcere pentru păcate. Momentul acesta nu ne așează într-o stare de liniște. Pentru că Matei capitolul 7 vorbește despre niște oameni cu experiențe deosebite. Au făcut minuni în numele Lui.
au prorocit, au scos demoni, dar ei lucrau fără de legea. Ei mai aveau păcate nemărturisite și nelepădate. Cea mai mare înșelăciune pe care Satana o poate folosi în dreptul meu și în dreptul nostru este să ne facă liniștiți că îl cunoaștem pe Dumnezeu și că vorbim despre El. Dar în același timp avem plăcere și păstrăm încă păcatele noastre. Trebuie să luăm decizia ca să renunțăm la tot ceea ce este păcat și să trăim în măsura cunoașterii lui Dumnezeu. Să trăim în măsura în care învățăm pe alții. Să trăim în măsura modelului pe care ne-l arată Domnul Iisus. Pentru că altfel, întâlnirea cu Domnul Iisus va fi dezamăgitoare. Plecați de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Domnul Iisus. Și nu spune unor atei, nici nu spune unor oameni care nu sunt creștini, ci spune unora care au folosit numele Domnului. Și mereu au spus despre numele Domnului. Ei vor ști că eu sunt Domnul, spune Domnul, spune Dumnezeul lui Moise. Lucrul cel mai frumos de până aici este expresia copiii lui Israel au făcut așa. Ascultarea aceasta descrie faptul că Israel nu știu din ce motiv și nu este partea mea să judec. Dar evreii au ascultat porunca lui Dumnezeu dată lui Moise și s-au întors ca să facă tabără lângă mare. Poate în gândul lor n-au înțeles. Poate că au murmurat unul către altul în corturile lor. Dar s-au întors. Ascultând de Jehova, ei păreau prinși în capcană fără nicio cale de scăpare. Dar limita neputinței omului este oportunitatea lui Dumnezeu. O, lucrul acesta vreau să-l avem în vedere, pentru că ni se întâmplă și nouă. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, ni se pot întâmpla lucruri la care nu ne așteptam, lucruri pe care nu le bănuiam, lucruri care par să fie capcane, imposibil de rezolvat. Atunci când cineva ascultă de Domnul și face ceea ce Dumnezeu îi spune, poate să ajungă la blocaje din care nu sunt perspective. Și totuși, neputința aceea este oportunitatea lui Dumnezeu. Acolo este minunea pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. Acolo este slava pe care Dumnezeu dorește să o vezi și să o cunoască cei din jurul tău. Știți că Dumnezeu regizează viața celor care sunt copiii Lui? Știți că nu este nimic întâmplător în viața celor care îl iubesc și ascultă de Dumnezeu? Da. Dumnezeu este un mare maestru care dirijează o simfonie de întâmplări, evenimente, persoane, situații. Marele predicator Spurgeon spune că aceste patru cuvinte și-au făcut așa, deși sunt cuvinte scurte, simple, exprimă însă profunzimea minunii care i-au dat voie lui Dumnezeu să o realizeze. Ce bine ar fi dacă Domnul ar putea spune mereu și mereu despre mine și despre fiecare dintre voi. De câte ori ne poruncește să facem ceva, să spună Domnul, și el, și ea, a făcut așa. Ce minunat ar fi! Nu ar fi acesta un mod în care ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu? Să-L așteptăm să ne spună.
Dar chiar dacă nu ne aude, nu auzim acum spunând, într-o zi, El ne va spune. El a făcut așa cum i-am zis. Ce minunat! Faraonul va urmări. De obicei, cuvântul acesta înseamnă urmărire în sens ostil. Adică o căutare cu nerăbdare, cu scopul de a vâna. Acest lași cuvânt este folosit în Geneza atunci când Avram merge să-l elibereze pe Lot. I-a urmărit pe cei care îl luaseră prizonier, pe nepotul său. Avram și ostașii lui i-au urmărit, i-au vânat și l-au eliberat pe Lot. Faraonul va urmări Israelul cu pasiune pentru a pedepsi. Uneori, termenul acesta are sensul de persecuție. În mod ironic, se poate spune că inima lui Faraon este împietrită, iar greutatea ei se transformă în slava lui Iahve. Egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Cu cât este mai îndârjit Faraon, cu atât slava lui Dumnezeu va fi mai mare. Cu cât mai mare este dorința oamenilor de a face rău copiilor lui Dumnezeu, cu atât intervenția lui Dumnezeu este mai binefăcătoare și mai evidentă, aducând binefaceri celui care este încredințat că Dumnezeu îl va scăpa. Egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Cunoașterea aceasta înseamnă că vor ajunge să cunoască în mod intim, într-o legătură directă, printr-o atingere, printr-o experiență personală. Însă, din nefericire, nu în mod salvator. E ușor de înțeles lucrul acesta, pentru că o palmă poate să-ți lovească fața și să-ți o înroșească de durere. Și aceeași palmă poate să te atingă în sens mânghietor și să aline plânsul. Egiptenii vor fi atinși de Dumnezeu, dar nu ca să-i salveze, ci ca să-i distrugă. În vremea când sunt pe cale să se nece, egiptenii vor ajunge în sfârșit să vadă răspunsul cunoașterii lui Iehova. Atunci, Faraon va primi răspuns la întrebarea, cine este Iahve? Eu nu-l cunosc. Acum îl va cunoaște. La fel după cum cei care vor pierde împărăția cerurilor, cei care vor arde în focul veșnic, cei care vor pierde mântuirea, vor cunoaște ce au pierdut. Dar degeaba. Israelul fusese scos din mâna puternică a lui Faraon de către puterea lui Iahve. Ar fi trebuit totuși să existe un sens în care egiptenii să-L cunoască pe Dumnezeu ca Iehova. Dar lucrul acesta se va întâmpla doar odată cu distrugerea armatei egiptene. Atunci ei aveau să-L cunoască pe Cel care avea putere asupra vieții și morții. Faraon credea că are puterea aceasta cu evreii. El hotăra care copil să crească, care copil să trăiască dintre cei născuți ai evreilor. Nimic nu-l supără pe Dumnezeu mai mult decât atunci când cineva ia locul lui Dumnezeu, încercând să creadă că ar cunoaște gândurile oamenilor, încercând să judece motivațiile pentru care unii fac sau nu fac un lucru. Acest lucru supără teribil pe Dumnezeu, pentru că numai El poate să facă aceasta. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon
Și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut? Ne-am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească. Abia acum, când a devenit clar că israeliții se grăbeau prin pustie spre Marea Roșie, Faraon, văzând că au trecut cele 3 zile, a pornit în urmărirea lor. În scurt răgaz de suferință, îi dăduse timp să-și revină din ororile plăgii a 10-a. Acum, Faraon regreta mai mult decât pierderea copilului. Faraon regreta decizia lui pripită. Ce trist! Când n-a mai urmat nicio calamitate după moartea întâiului născut, probabil că egiptenii au considerat că puterea lui Dumnezeu s-a încheiat. Și pe ei înșiși s-au considerat că sunt din nou stăpâni și domni în țara Egiptului. Însă, ceea ce le-a atras atenția este pierderea unui mare număr de muncitori care cu siguranță avea să afecteze economia țării și urma să aducă greutăți asupra celor care au rămas între egipteni. De ce am făcut asta? Dacă ei erau frământați de întrebarea de ce am făcut asta și i-am lăsat, noi știm răspunsul. Dar Faraon se pare că l-a uitat deja. Există cel puțin 10 motive pentru care au făcut asta. 10 plăgi puternice care i-au lovit pe egipteni. Pentru aceasta, Faraon a lăsat Israelul să plece. Uitase? Aceasta demonstrează că Faraon seamănă cu noi sau noi seamănăm cu el. De câte ori uităm așa repede ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ceea ce a demonstrat ca să avem încredere, ca să ne bizuim pe iubirea lui, pe faptul că a spus că nu ne va lăsa niciodată singuri. Poate că Faraon a crezut că plăgile sunt limita puterii lui Dumnezeu. Iar acum, când Dumnezeu a epuizat forța lui, el ar putea să lovească cu succes pe Israel. Ce au făcut? Să nu ne mai slujească? Este adevărat. Pierdeau 600.000 de muncitori. Bărbați. Ei au hotărât să remedieze imediat paguba aceasta. Egiptul avea programe de construcție. Avea nevoie de forță de muncă gratuită, pe care acum o pierduseră. Numai că Faraon a uitat repede puterea vieții și puterea morții, pe care doar Dumnezeu o controla. Și din nefericire, Faraon pierduse și uitase durerea primului născut. A căutat să înrobească acum pe Israel, pe Fiul lui Dumnezeu, ca răzbunare pentru că el, Faraon, și-a pierdut copilul. Egiptenii fusese zdrobiți de urgii și, aparent, într-o falsă umilință, au izgonit pe evrei, au vrut să fie binevoitori, lăsându-i să plece și oferindu-le tot ceea ce le-au cerut evrei. Acum însă, adevărata fire se arată. Și de data aceasta, egiptenii sunt mai mândri decât oricând. Nimic, nimic în afară de harul atotputernic al lui Dumnezeu nu poate supune cu adevărat o inimă mândră și încăpățânată. Imaginea aceasta a lui Faraon este în rezonanță
cu imaginea care se va repeta atunci când în fața lui Dumnezeu, conducătorul universului, Satana și demonii săi vor îngenunchea și vor recunoaște că au greșit. Dar nu pentru a se pocăi, ci doar pentru că n-au avut încotro. Iar mândria și încăpățânarea îi va determina să pornească tocmai împotriva acestui Dumnezeu, a cărui dreptate au aclamat-o puțin mai înainte. Ce trist! Dacă obișnuința aceasta a mândriei și încăpățânării, a ambiției de a nu-L asculta pe Dumnezeu, o vedem că există într-o măsură mai mare sau mai mică în viața noastră, este bine să ne rugăm, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de pacostea aceasta, pentru că firea nu se poate vindeca de una singură. Este nevoie de intervenție din afară, intervenția lui Dumnezeu. Altfel, adevărata fire veche se va manifesta atunci când nu vom fi atenți și când vom găsi motive să ne supărăm pe Dumnezeu. Inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Versul tradus aici, sugerând că a avut loc o schimbare, are o imagine extrem de interesantă. Atunci când toiagul s-a prefăcut în șarpe, atunci când apa a fost transformată în sânge, a fost folosit din nou acest cuvânt. Este o schimbare care vorbește despre lucruri rău, despre moarte, despre amenințare, despre degradare. Când inima se schimbă față de bine, atunci urmează nenorocirea. Inima lui Faraon fusese oarecum de durere temporar înmuiată, dar ea nu a fost întoarsă. Faraon fusese puțin convins, dar nu s-a lăsat convertit. Poate că fusese uimit de durere, dar nu fusese schimbat, nu fusese sfințit de judecățile îngrozitoare ale cerului. Faraon s-a pocăit amar de ceea ce el considera acum că este o decizie grăbită. Ce am făcut? Nu regreta împotrivirea față de Dumnezeu, ci regreta decizia greșită. Mândria și răzbunarea, onoarea regatului său, interesele supușilor lui, toate l-au determinat să uite promisiunea și să hotărască planul să-și revendice poporul de sclavi, să-i forțeze din nou la munca obișnuită. Există o analogie în această stare a schimbării inimii lui Faraon cu viața spirituală. Noi ne gândim uneori că Satana ne va lăsa să plecăm cu ușurință de la el. Noi credem că odată ce l-am părăsit, el va uita de noi. Ne va face cu mâna în semn de rămas bun. Nu. Comportamentul lui Faraon este identic cu comportamentul lui Satana. Așa cum Faraon îl urmărește cu răzbunare mai cruntă decât oricând pe Israel, în același fel, când un om dorește să scape din obișnuințele robiei,
din păcatele care îl țin rob. Când dorește și se întoarce la Dumnezeu, Satana îl urmărește. Încearcă distrugerea, încearcă să aducă suferința, încearcă să sperie, încearcă orice, dar nimeni nu trebuie să creadă că atunci când își propune să trăiască o viață mai bună, Satana va sta cu mâinile încrucișate la piept și îl va privi oarecum binevoitor. Imaginea lui Faraon, dacă o vom înțelege bine, este imaginea care se repetă de fiecare dată când un om se lasă eliberat de către Dumnezeu. Deși Faraon era plin de spaimă atunci când le-a dat voie să plece evreilor, după ce spaima a trecut, sau poate că a uitat, că oamenii aceștia n-au plecat pe ascuns, ci au plecat cu consimțământul lui. Poate chiar să evite o revoltă față de loialitatea lor. Ceea ce poate fi ușor justificat, este la fel de ușor de condamnat, punând asupra lui înțelegeri false. Toți aceia pe care Dumnezeu i-a condamnat la distrugere, este dovada că sunt lipiți de păcat, pentru că Dumnezeu vrea să distrugă păcatul. Și dacă păcatul este lipit de viața unui om, distrugerea păcatului va fi și distrugerea omului. Deși Dumnezeu iubește păcătosul, urăște în același timp păcatul și distruge locul în care se găsește păcatul. De aceea, atitudinea noastră trebuie să fie cu pregădere prioritară renunțarea la păcat, în așa fel încât focul distrugător al păcatului să nu poată atinge viața noastră. Sub protecția lui Dumnezeu putem să rămânem în aceeași siguranță în care îi lăsăm acum pe evrei, protejați de stâlpul lui Dumnezeu, de protecția divină a lui Iahve.